Bună ziua! Bună ziua! Ați chemat un instalator? Mă bucur că ați venit, că de mult v-am așteptat. Păi de ce m-ați așteptat? N-am zis că vin la 4, 4 fără 5. Eram nerăbdătoare. Păi de ce? Nu puteți să folosiți ghiveta? Da, da. Speram că o să-mi folosești tu pe a mea. Da, păi corect, că cu virusul ăsta tot timpul trăstiți pe el pe mâini. Da, aveți dreptate, haideți. Ia dați. Aici, da? Da. Mai ales dacă ai făcut prostii cu mâinile. Ei, prostii, eu am muncit cu ele. Dar ce mâini puternice avem. Păi da, ai nevoie să strângi aici calmea dacă umbli la filamente. Și n-ai vrea să umbli și la filamentul meu? Aveți probleme? Scurgeri sau ceva? Nu, că nu sunt în perioada aia. Sunt numai bună de muncă. Adică vrei să strângi și dumneata aici cu cheia? Aș vrea să umblu puțin cu cheia ta. Unde? Așa pe stradă de nebună sau? Nu, aici în dormitor. Păi de ce? Aveți țeavă și acolo? Nu, doar dacă mi-o aduci tu pe a ta. Adică vreți să vă trag o țeavă în dormitor? La calorifer sau unde? Da, pentru că sunt foarte fierbinte și mă încing rău de tot noaptea. Păi reglați caloriferul, dea mai puțină căldură. Da, oricum sunt foarte fierbinte. Atunci nu vă mai înveliți? Tot fierbinte sunt. Păi în cazul ăsta poate aveți febră. Păi nu vrei să vii să pui tu mâna? Să pun eu? Nu știu, doamnă, că nu mă pricep. Eu sunt cu țevile. Mergeți la un medic. Dar să știți că mă bucur că ați venit. Oricum chiar aveam nevoie de o sculă așa mare ca dumneavoastră. La chei vă referiți? Nu aveți nevoie de una mare, aveți nevoie de una cât e filamentul. Da, dar eu am un filament care încape mult. De fapt, să știți că nu e foarte mare, sunt altele și mai mari. Da, dar filamentul meu e special. Nu, doamnă, să știi că nu e nimica special, e cel mai ieftin racord, îl găsești la orice dedeman. Auzi, dar ce e acolo în pantaloni? La scula aia mare mă refeream. Adică la cuțit? De fapt, e chiar mic. Am unul mai mare într-o sa de sculi, dar de asta îmi trebuie aici. Păi da, dacă e mic și jucăuș, e perfect. Mic și jucăuș? Nu, eu nu recomand să joci cu el, că sigur te tai. Dar eu oricum am o tăietură și trebuie pansată. Dacă e adâncă, duceți-vă la medic. E adâncă pentru că de foarte mult timp n-a mai fost pansată. De mult? Cât de mult? Cam câteva luni nu m-a mai pansat nimeni. Câteva luni? Câteva luni ați spus? Da, de câteva luni. Dar ce faceți? Ei, cum ce fac? Te duc la medic! Păi dacă de câteva luni, clar e grav. Hai, ai grijă la cap!